Și asta la rândul meu. Bună seara de acum, zic. Seara de bine, bine, plecăm la Profonrang, suntem clasa a șasea. Și facem tema pentru acasă. Ștefania, te rog. E un test. Așa, te rog, test, da? Un test. Te rog. Divizorii numărului 24 sunt. Deci divizorii așa sunt, dar 24 sunt egal cu 1. 24. 1 și 24, ca să vezi divizorii cu? Improprii. Da, divizorii improprii, 1 și 24. Cei proprii, 7. Așa. 4, 2 și 4. Deci 6, 4, 2. Și mai găsesc vreun om? 8. 8, sigur, 2, 6, 4 sau 8. Și mai găsesc vreun om?1000, că trebuie să zic, cel mai mare? 966.
1996 am greșit. Până la 1996. Acolo. Ia să vedem, 1996 sunt patru la 6. Că să vedem, te-ai apropiat foarte mult de 1996 împărțit la 6. Da, stima. Da? Tu ai mers că 900 se bat la 6 să fac consider și tu să mai gândi la 96 de acolo. Deci, fapt, am avut la 72 cu 12. 72 care știai, este 900, că mai vorbim de 972. Și tu mai pus încă un 12. Pentru că să te duci cât mai aproape de 1000. Când zic 1000, depășesc pe... 1000 depășesc pe capul celor 3 cifre, nu? E de 4 cifre, nu? Urmat de 30. Și atunci te duci la cel mai apropiat. Acesta este multiplul cel mai apropiat. Cel mai mare multiplu de 3 cifre. Deci e vorba de ABC. ABC, care l-am găsit noi, 996. Asta este răspunsul corect. Bun. Care a fost ideea? Să multiplicăm de 6. Voi ați început. 12, 18, 24, nu știu, dar am zis eu atunci, trebuie să ajungem la 3 cifre. Și deodată v-a zis, ai 100, 600, 600. Da, da, până la... Da, am mai să răspundeți. Da? Deci până mai târziu, până la aproape de 1000, că trebuia să fie, deci foarte sus, cel mai mare. 150, e datul. 150 făcea 900 și atunci am trebuit să fie chiar mai mare de 900. Și 996 este cel mai apropiat, cel mai mare număr. Ai fost 66, cred. 900? 996 ar veni 160. La împărțirea la 6, nu știu cât vine acolo, dar ce este? 66. Da? 166, da? Da. Bun. Să vedem mai departe. 3. Da. Dintre elementele mulțimii, 180, 190. Deci, dintre elementele mulțimii, facem la mulțime. Da. 180. 190. 200. 210. 210. Multipli ai lui 15 sunt. Dintre numele astea, da. Dintre astea, multipli al lui 15, sunt care din ele? Care din ele este multiplul lui 15? 180. Asta sigur, 200. De ce te gândi la 200? Da. 200 se bate în seama 15? În 15 cine se află încorporat? 35. 35. La 5 se bate din ultima cifră. Dar la 3 nu. Da. Deci cade. Cade asta. 10 și 200 cade. 200 pică, da? Da, și 210. 210 oare merge și la 3 și la 5? Da. Merge la 5 și merge și la 3. 2 și 1? 3. Deci ăsta ar fi un număr pe care l-am căutat noi. Și 180. 180 se împartă oare la 2? Da. La 5 și la 3? Da. Da. Deci 180. Dintre acestea, dintre elementele și cine sunt, doar 200, vă spun, 180 se divide la 15. Deci este un multiplu de 15 și tot așa de bine, cine mai este? 210. Că se împarte, se divide chiar, așa spune, că se divide, adică se împarte exact fără rest. La cine? La 15. Și acestea sunt numele importante. 190 nu merge, că nu se duce la 3. Deci în altă șmecherie, că auzi divizorii lui 15, și ai văzut că 15 vrea pe 13, 5. Și atunci cauți dintre acestea care se divizi și la 3 și la 5. Nu? De asta e șmecheria. Mergem mai departe. 4. 4. Dacă 18 este un divizor al numărului natural, n-ul n. Deci 18 este un divizor, adică 18 îl divide. Da? Divide pe N, unde N este un număr natural. Da. Așa. Atunci, alți divizori proprii a lui N sunt? Atunci, alți divizori proprii
Deci dacă l-ai, îl știi pe 18, dacă îl știi pe 18, pe care mai cunoști? Deci dacă îl știi pe 18, ce alți divizori se mai înglobează în 18? 6. 6, sigur că da. 3. 3, nu 6. 2. 9. 9. 4. Nu, 4. Deci 2 și 9, că 2 nu fac 18. Deci la întrebarea ce alți divizori mai are acesta, răspunsul este divizorii divizorului acestea. A, și 18 mai este. Deci și 18 ar fi, da? Deci, am să zic așa, divizorii lui 18 sunt afolată. Dar o să fie propriu, nu ne ținem în loc la 1 și 18. Deci mergem cu 2. 2. Da. 3. 3. 6, spus tu. 2, 3, 6. Și 9. E bine, Ștefania? Că 3 ori 6 fac 18, 2 ori 9 fac 18. Deci, din clipa în care știi că numărul 1 se bate la 18, el se mai bate singur și la divizorii cu 18, adică la 2, la 3, la 6, la 9. Da? Hai să fac un exemplu. Dați-mi un N care să 18 să fie divizorul lui N. Dați-mi un exemplu de N încât 18 să fie divizorul lui N. Altfel spus, N să fie multiplul de 18. 36. Deci 36, un exemplu. Deci de cât la 36? Pentru că 18 plus 18 e 36. Deci 18 ori 2. L-am multiplicat pe 18 și de 26 că 36, da? Ia să vedem. Deci locul N e egal cu 36. Ei, acest N se împarte la 18. Adică 18 este divizor. Dar să vedem la 2 se împarte 36. Da? Da. Deci 36 se divide la 2 ca să vedem că e corectă ideea noastră? Da. 36 se divide și la 3? Da. Se divide. De 3 între o dată, 36 de ori, da. Ia să vedem. 36 se divide și la 6? Da. Perfect. Ia să vedem. 36 se divide și la 9? Da. Și la 9, 4, 9, 3, 6. Deci este adevărată șmecheria. Că dacă ai, știi sigur, un divizor a unui număr, știi și pe alții care sunt divizori a cu 8, numărul respectiv. Deci, practic, toți divizorii acestuia sunt divizori și pentru numărul. Da? Deci asta e ideea care o să comunice autorul. Dar ne prindem că încorporați în 18 sunt divizorii aceia care sunt și pentru una. Deci toți divizorii în 18 sunt și pentru una. Întrebare. Dacă știm că, să spunem, este divizor pentru una, adică 30 îl divide pe una, care sunt alți divizori al lui 30? Care sunt alți divizori al lui 30? Deci 30 îl divide prin 1. 30 îl divide prin 1. Asta înseamnă că 60. Deci înseamnă că nu poate fi un 60 sau știu eu ce. Dar, îndată, ce alți divizori mai ascunde în 1? Din clima în care știi că 30 este un divizor al lui 1. Ce alți divizori mai sunt, în mod sigur, din clima în care știi din 30? 60. Ai multiplu de 60. Ah, ce alți? 3-ul. Care e? Nu? Ai înțeles? Poate de-aia mi-i sistem. Deci, din clipa în care știi că 30 este un divizor al lui N, nu mai are și toți divizorii de 30. Da? Deci, care ar fi celălalt divizor? Deci, divizorii lui N ar fi, sigur, 2. 2 este aici, că e 2, 15. 2, 3, 6, 5. 5-ul, că trece să divide la
Ai zis 6? Da. Că trebuie să bat la 6, da? 6. Apoi? Zece. Da. Zece? Zece, sigur că da. 10. Apoi? 15. 15. Corect. 15. Și cam ăștia sunt ascunși. Deci ăștia sunt ascunși din clipa în care cunoști un divizor. Au un număr, ai și alții incorporați, care sunt divizorii acestui divizor. Divizorii celui pe care îl știm. Au lui 30. 2, 3, 5, 6, 10 și 15. Deci odată cu 30, ei și pe ăștia. Toți divizorii divizorului. Bine? Da. Bun. Mai departe. 5. Cel mai mare multiplu de 2, care se poate scrie cu cifrele 1, 2, 3 și 4, folosite exact odată, este? Deci cel mai mare multiplu de 2. Mare. Multiplu de 2. Care se poate scrie cu cifrele 1, 2, poate scrie cu cifrele 1, 2, 3 și 4. Da, 1, 2, 3 și 4. Folosite exact odată. Folosite odată, da? Da. Deci, noi va trebui să scriem un număr din 4 cifre. Desfructor, da? Dar să le folosim o singură dată. 1234. 1234 este unul, dar nu știu nici cel mai mare. 4.000. Ca să fii cel mai mare, cea mai mare cifră o folosești la, pe poziția miilor. 4.000. Apoi următoarea, ca să rămâne la mână, este 3-ul. De ce o bagi la cifra sutelor? 4.300. 21. Ei, nu se mai împartă la 2 asta. Nu, trebuie 12. Asta e. 4.300. 2-ul ăsta trebuie să-l bagi la sfârșit obligatoriu. Ați spus, da. 4.312. Deci te-ai prins că vrând să-l faci cel mai mare, cea mai mare cifră, ai băgat unde? Pe poziția minor. Când ai dat 1234 și acela era bun. Dar nu era cel mai mare. Da? Însă credeți 4.312, adică decizia a rămas de cele două cifre, 1 și 2, trebuie să o duci și pe 2 la cifra unităților ca să divide, este corectă. Bun. 6. Numerele de forma 1, 8, x, y cu bar deasupra. Divizibile cu 90 sunt. Adică 1, 8, x, y aparține mulțimii și aparține se le prinde pe toate. Așa. Principiul. X poate să fie orice număr de la 0 până la 9. E cifră, nu? De la 0 până la 9, X-ul. Deci, cu alte cuvinte, pe X, ăla alergăm în mulțimea 0, 9. Așa. Și Y-ul trebuie să fie neapărat 0, 3. Stop. Y-ul trebuie să fie neapărat, dar neapărat 0. Ca să se bată la 90, ultima ce trebuie să fii tot 0 aici. Uite, poți să spui că tu 37 sau 35, poftim, se bate la 30. Nu. Nu. Dar dacă aș fi spus 60, se bate la 30. Adică, neapărat câtă vreme am aici cifra 0, adică
9 mulțit cu 10, 6 trebuie să fie toate mulțit cu 10. Deci, în aparat, Y cât să fie? Obligatoriu, obligatoriu, Y egal cu 0. Deci, neapărat, avem Y egal cu 0. Deci, unde dacă ne-am redus de forma care? 18, X, 0. 18, X, 0. Și acum el trebuie la... ăsta se împarte printr-un 10, adică trebuie de la 90, se simplifică la 90, tăiem un 0, adică împărțim și de împărțitul și împărțitorul printr-un 10, de acord? Și asta este echivalent cu acelea acum 1,8x, 1,8x, să se divide la 9. Ce șanse are să fie x-ul? Cât să fie x-ul ca să divide la 9? 3. 3? Nu. 1. Stai, analizăm cu atenție. X-ul, am zis, poate să fie plăzut, dar acum, în momentul în care am dat drumul la raționament, văd că x-ul e îngrămădit și el nu mai trebuie să fie așa, de la 1 până la 9. De la 0 până la 9. Ia să vedem 0 poate să fie. Da. 180. Da. Se împarte la 9? Da. Se împarte. Deci primul număr este 180. Fiindcă, chiar așa, când un număr se împarte la 9? Când suma cifrelor sale se divide la 3. Se împarte la 9, la 9, la 9. Că noi nu la 3 vrem, aici la 9. Știți, pentru 3 și 9 aveam aceeași lege. Un număr se împarte la 3 când suma cifrelor sale se împarte exact la 3. Un număr se împarte la 9 când suma cifrelor sale se împarte exact la 9. Criteriul de divizibilitate. La 2 când? Când era? Când vorbim tu aici în rezervare. 0, 2, 4, 1, 4. Când se împarte la 3? Când suma cifrelor sale este un... Un pic vorbesc cu ea și nu vorbiți mai așa, știi, da? Deci, când se împarte la 3, când suma? Cifrelor sale se împarte la 3. Perfect. Și un număr se împarte la 5? Când ultima cifră e 0 sau 5. Și la 9? Dar... La 9, când suma cifrelor sale este 9. Se împarte exact la 9. Suma cifrelor se împarte exact la 9. Și concret aici? 18 plus cine se împarte exact la 9? 0. Plus 0. Deci primul număr este 1, 8, 0 și 0 dinainte. Știți că era și Y la sfârșit. Mai țineți minte? Și 0. 1800. Un alt X. Ce X să mai pun eu ca să suma cifrelor se împarte exact la 9? Exact la 9. 27. 27. 18 plus cât se fac 27? Cu 9. Cu 9. Nu? 18 și cu 9 fac 27. Deci următorul număr este 1, 8, 9, 0. 1, 8, 9, 0. 0 știți de ce? Că l-am stabilit, că noi discutăm în varianta asta. Astea sunt cele două lucruri. 18x, y, deștepte, care se împarte exact la 90. Vreți să vă convingeți? Să vedem, 1800 împărțit la 90. Ia să faceți. 1800 împărțit la 90. 200. 1800 împărțit la 90. Nu cred că dă 200. E 20. 20. Ei, cum ai făcut? Hai să vedem greșeală. Deci, 1800 împărțit la 90. Eu am tăiat la 90 ori și după am împărțit doar 180. 10 la 9. 180 la 9. Cum am și gândit. Și 9 în 18 merge de 2 ori. Și cobor pe 0. Deci merge de 0 ori 20. Bun. Hai să vedem de 1890 la 9. 1890 împărțit la 9, dacă este adevărat.
21. 21, da? Corect. Foarte tare. Ăstea sunt. Deci, numărul de forma diviziunii lui Fiul 9 este din mulțimea asta. Este fie 1800, fie 1890. Da? Deci asta m-a întrebat. Numărul de forma și mergem mai departe. 7. 7. Descompunerea numărului 2310. Descompunerea numărului. El e capul 2310. 310. În produs de puteri de numere prime este. Deci acesta în produs de puteri. Da? În produs de puteri. De numere prime. De numere prime. De numere prime. Este. Sigur că da. Luăm și le spunem deoparte. Și zice 2310 descompus. Merge prin 5. Sigur că da. Sau dacă vrei deodată 2 ori 5 ca să nu mai pierdem timp. Așa. Dă-l și stăm un 0. Și acum? Acum 3, printr-un 3, printr-un 2 și cu 3 și cu 1 fac 6 de metri. Da. Deci, scriu mai jos un pic, 231 și spun că 3, prin 3, 3 în 23 de... De 7 ori. 7 ori, 3, 21. Nu. Rămâne... 2, 21 de 9. 2. Da, 21 și iar de 7 ori. Și iar de 7 ori. Și prin 11. Corect. 7 și 7. Și 7. Așadar, vom putea spune că 2310 este egal cu 5 ori 2. Da, sau 2 ori 5 sau 5 ori 2, mai important, 5 ori 2 ori 3. 11 ori 7. Și l-am scris ca un produs. De numere prime. De numere prime. Asta a fost important. Noi n-am lăsat 33 sau 77, că la numere era prim. Abia acum, ăstea nici unul urma o alt divizor. Nici 5, nici 2, nici 3, 11, 7, sunt toate numere prime. Da? Am înțeles bine ești. Da. Dar ce mai departe? 8. Numărul divizorului lui 225 este... Numărul divizorului. Da. Deci divizorii lui 225 egal cu toți divizorii lui 225. Mm-hmm. 1 și 225. Îi punem pe aceștia improprii. Da. După care mergem. 9. A, nu. Da, da, 9. 9. De ce ori v-ați dat 9? Pentru că 5 plus 4, 9. Aaa, da, de 12, 4, 5, 9. Și 9 se împarte la 9. Da? 9. Dar și 3 este. Da. Că dacă ai 9, ai și pe divizorul 9. Mai făcut noi, tocmai mai devreme. Deci 3 și 9, foarte 5. 5. De unde îți dai seama că se bate la 5? Se face pe 5, corect. Eu cred că și 3 ori 5. 15. Ia vedeți, nu știu bine, eu mă rog care să iau vedeți să bate 225 la 15. 225 dacă se bate exact la 15. Da. Deci 225, ia să vedem și 225, merge la 15, merge ca 15, 22 o dată, 15, 5 din 12, 75, și merge de 5 ori, nu? Da. 5 ori, 15, 75.
Așa, 15 la 15 sau 15 la pătrat. Țineți minte că 15 la 2 fac 225. E perfect. Deci, uite ce interesant este. Mai pot să gândesc oare 3 ori 15? Așa, adică 45. Ia vedeți, 225 se fac la 45. La 45. 225 la 45. Merge cumva de 5 ori. Ia vedeți, de 5 ori. Da. E adevărat? Da. E adevărat. De fapt, noi trebuia să facem o șmecherie, noi trebuia să descompunem pe 225. Deci 225, care e 15 la a doua. 15 la a doua. Care înseamnă 3 ori 5 tot la a doua. Și care înseamnă cum să un produs la o putere. Fiecare la acea putere. Da. Înseamnă 3 la a doua, ori 5 la a doua. Deci egal cu 3 la a doua, ori 5 la a doua. De fapt, la urma urmei ar fi 3 ori 3, ori 5 ori 5. Așa trebuie să trebuie. 3 ori 3, ori 5 ori 5. Și atunci divizorii toți sub 3, 1 și 2, 25 am vorbit. 3, 9, că e 3 ori 3. Deci 3, 9, 3 ori 5. Și acum luăm 3 ori 5. Da? 15, adică l-am pus. Apoi 25, că e 5 ori 5. Nu? 25. Apoi mai mers 3 ori 3 fac 9, 9 ori 5, 45. Am zis că s-o păstrez, da? 45. Și pe 25 l-am pus. 45. 3 ori 25. 5 ori 5 fac 25 ori 3. De 3 ori 25 face? 75. Așa că e 25, și tot 25 fac 50, și tot 25 face 75. Vedeți? Am găsit toți divizorii. Dacă am avut descompunerea asta, n-am pășit nici pe unul. Deci 3, și iar 3, 3 la a doua. 9. 5 și 5 la a doua. Și acum, am luat un 3 ori 5, 15. 3 ori 25 fac 75, 9, când iau 9 ori 5, 45, da? Și iată că, cred că i-am găsit pe toți. 3, 5, 9, 15, 25, 45 și 75. Ăștia sunt toți divizorii lui 225. Și 1 și 225. Deci ca să nu-i, să nu pierdeți ceva, e bine să descompuneți, să aveți clară scrierea 3 la 2 ori 5 la 2, care înseamnă 3 ori 3 ori 5 ori 5. Și acum începem să luăm pe toți, și pe 3 și pe 5, și 3 la 2, care e 9, și 5 la 2, și un 3 ori 5, care e 3 ori 5 este 15, și 9 ori 5, care e 45, și 25 ori 3, care face 75. Și dacă iau 25 ori 9, e chiar 225, adică numărul prim de la început. El însuși, e vorba de, nu numărul prim, 225 este numărul în sine, care este impropriu. Nu în finalul divizorul acela, bun și el însuși. Da, vreau să găsiți, hai să zicem, toți divizorii numărului, divizorii numărului,
72. Toți divizorii din 72. Deci vreau toți divizorii lui 72. Adică la cine se împart, o să împarte exact 72. Asta mă interesează. Care parte din zorii 72? Ce să ne aud Ștefana? Ștefania? Din zorii 72? O, 9. Așa, dar cum ai zis? Cum ai... 8 ori 9 fac 72, da? Da. Deci 8 și 9. 3. 3. De ce? Că 9 se află 3. Da, da. Da. 2. Așa. 2. 36. 4 nu este? Ba da, și 4. Că 4 e impus în 8, da? Ca divizor. Deci 2, 4. Apoi. 36. 36. De acord. 36. Și 12. Și 12, zice. Da. Sunt 47 și de la 12. Dar de unde găsim de 12? 4 ori 3. Da, așa am făcut. Da? 12. Am făcut. Mai este vreunul? 6. 6! 3 ori 2. Și 6, sigur că da. Altul. Da.
Da? Deci am avut pe 8 care intră la 3 ani. Ori îl trei de aici. Dar dacă spui 9 ori 3, 9 ori 3, 9 cât este egal? 3 la 2. Și când mai zici 1, 3, nu mai vezi 1, 3, 5, 3 ori. Deci nu trebuie să depășești capacitatea lui 3 la 2. Deci, practic, eventual zici 9 ori 2. 9 ori 2 face cât? 18. 9 ori 4, 3, 6. 9 ori 8, 72. Sau un singur 3. Deci, 3 ori 2, 6. 3 ori 4, 12. Și 3 ori 8, 24. Eu zic atât de os. Tu crezi că atât de sus, da? Deci, 8 și 9 din 7, din desfăcurile aici. Apoi, ai luat simplu 3, simplu 2. 2 la 2, 2 la 3 au fost luat. 3 la a 2, 3 ori 3, 9, și 2 ori 3. Da? 4 ori 3. 8 ori 3. Și 9 ori 2, 9 ori 4. Deci, care este logica? Este scris desfășurat acolo, și pe urmă, luăm primul de aici, primul divizor, cu toți cei de după el. 2, este în listă tot 2 ori 2, 4. 2 ori 3, 2 ori 2 la 3, adică de 3 ori face 8. Este. Urmă, 2 ori 3, 6. Este. 2 ori 9, 3 la 9, este, da? Acum, celălalt divizor, tot 2 este. 2 ori 2 l-ai luat, 2 ori 3, 6 l-ai luat, 2 ori 3. Deci la asta l-ai prins. Și, acum, 4 ori 3, 12, 4 ori 9, 3, 6, da? Deci, trebuie să vedeți, să nu scăpați unul din ei, dar nici nu vă duceți alergând peste posibilitățile lui. Credeți 9 ori 3, deja 3-ul este la 2 aici și încă o dată în 3, te duci la 3 la 3-a. Ori 3 la 3-a mă luai în descompunere. Da? Deci așa trebuie văzut. Bun. 8, 9. Da, ați uitat să încheiți partea, da. Așa, aici. Da, la mulțime că am dat-o aici. Aici, da. Bun. Numărul prim, din mulțimea. Numărul prim din mulțimea. 240, 241. Din mulțimea am mare, hai să zic, mulțimea mare, egal cu 247, 248, 249, 248, 249, 248, 249, 248, 249, 248, 249, 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 249
949. Nu, poate să fie de 440 la 5. Are 941. Prin 2 nu merge, prin 3, 6. Nu merge. Deci, îl suspectați pe el. Îl lăsăm deoparte. El poate să fie, să vă atrag atenția că ar putea să fie mărturit, dar nu, n-am calificat încă. 242 poate să fie? Da, da. De ce? Care nu trebuie 4-2. Da, e pară. Deci sunt 4-2? Da. Păi nu poate să fie imprim. Păi da, și nu e. Deci, nu îl luăm în calcul. Deci, da. 240 nu ne place, 242 nu ne place, dar 243. Da. Poate fi luat în calcul? Da. Nu poate fi luat. Doar că se împarte la 3. Ah, pentru că se împarte la 3 și ăsta pierde din atenția noastră. Deci nu ne oprim la el. Deci avem sigur că se divide la 3 ăsta. Deci ce? 2 și 4, 6 și 3? 9. Chiar la 9, că se împarte la 2. La 2, sigur. Și
se împarte la 5. Aici. La 2. Da. Acolo. Da. 2 și 4, 6 și 7, 13, îl luăm, ne ocupăm de ea. Da. Deci ne ocupăm, îl punem cu semn de întrebare, că merită să ne ocupăm. 249 se împarte la 2, 9. Da. Și 249. De ce? 15. 15, ca să facă la 3. Da. Și 9. Deci nu-i punem semn de întrebare, nu cercetăm. Deci 249 și el se divide la 3 și nu ne place să luăm. Câte semne de întrebare am lăsat pe traseu? Două semne de întrebare. 241 și 247. Și încă, ne ocupăm din și 247, da? 241 și 247. Începem cu 241. 241, după ce am văzut că nu se divide la 2, la 3, la 5, la 9. Încercăm acum la divizorii... La 7. La 7. La numerele prime. La numerele prime, sigur că da. Deci sunt... Care sunt numerele prime? Constante, numerele prime. 3, 7. Deci ar fi 3, 5, 7. 11. 13. 15. 15 nu-i bun. No. E 3 ori 5. Da. Are divizor. 17. 17. Așa. 19. 19. 23. Da. 23. 27. 27, nu? 29. N-are divizor. Ce mai departe? Ei, încercăm să vedem dacă se divide la 3 și 5 am cercetat. La 7. Așa. Să vedem dacă se face împărțirea exact la 7. 7, 24. De 3 ori. 3 ori 7. 21. Așa rămâne 3. 31. Merge de... Nu se poate. 7 ori câți facă 31, nu știm noi ca la puțire, e varianta asta. Deci nu se divide. Există și varianta asta? Deci. A. Deci nu se împarte, nu se... 241 nu are dat divizor pe 7, îi dă cu rest. Da? Deci rezultă că 241 nu se divide la 7. Deci nu se divide. Tăiat, da? Divide, tăiat. Atunci, hai să încercăm la următorul număr prim. 241, la cine să-l încercăm? 11. La 11, cred că. Da? La 11. Merge de câte ori? De două ori. De două ori, 22. 2, 1. Nu merge. Deci, împărțit, trebuie să spun așa, de împărțit la 11, e egal cu... Merge de două ori. 2 ori, 22. 21. Și nu mai merge. 21 și nu se poate. Deci, concluzia că este că 241, 241 nu se divide, da? Nu se divide. Pare că se îndreaptă spre număr prim. N-are pe cine ca o divizor, nu l-are pe? Dumnezeu. Pe 13, pe seara. Ei, pe 11 nu l-are. Da? Să-l încercăm acum la 13. Pe 241, să încercăm dacă se divide ori nu. Ok, hai. Deci 241, dacă se divide sau nu. 241, dacă se divide la? La 13. Dacă adică să facem o împărțire la 13, cum știu să facem, și la 1. Merge. Deodată, 13 minute. Uite, deci tu, Darius, că ce fac aici, interesant. Cercetez dacă numărul... Davide. Cercetez dacă numărul 241 este sau nu prim. Îl cercetez. Și nu se împarte la 2. Când un număr este prim? Când nu are niciun divizor. Da? Numele prime sunt acele care nu au divizor. Și m-am întrebat, oare nu are pe 2? Nu. Pentru că aici ultima cifră este... nu este 4, da? La 3. La 3, nu. Că 2 și 4, 6 și 1, 7. La 5, nu. Că nu e 0 sau 5? Nu e 0 sau 5. La 9, nu. Pentru 2 și 4, 6 și 1, 7, nu.
Și acum încerc să cercetez dacă nu cumva se împarte la numerele prime. 7, 11, 13, 17 și 19. Și am cercetat la 7. Și de cu rest, deci înseamnă că nu se divide la 7. Încep să cred în el, are calități bune, adică deocamdată l-am cercetat până la 7, nu am mers. La 11 și ea nu se divide la 11. Și încerc acum 241 la 13. Ia să vedem la 13. 13 în 24 merge o dată. 13. 1. 111. 13 în 111. Merge cam de câte ori? 3 metri de mai mult. 7 ori 3, 21, 7 ori 7, 9, 8 ori, de 8 ori, ia să vedem, 8 ori 3, 24, 8 ori 9, 3, 11, l-a depășit. Deci trebuia să spunem de 7 ori. 7 ori 3, 21, 7 ori 1, 7, 2, 9. Concluzia este că îmi dă rest, da? Și observ că îmi dă restul cât aici. 0, 9 din, cât, din 11, 2. Deci, deci nu mai lăsesc o dată. Ce fac? Nu sunt atent. De 8 ori am spus, nu? Ia să vedem de 8 ori. 8 ori 3, 24. 8 ori 1 și 2. 8 și 2, 10. Am zis 11. Da? 8 ori 1, 8. Și cu 2, 10. Mai vezi o dată. Vezi? Restul trebuie să fii totdeauna la aici, la mai mic decât împărțitorul. Deci faci 4 din 11, 7 și nimic. Nu s-a împărțit exact. Concluzia este că 241 nu se divide la, nu se divide la 13. Care ar fi următorul pe care îl încerc? 17. Și zic 241. Să văd dacă fac împărțirea la 17. E calcul. O dată. O dată. 17. 7 din 14, 6. 7 din 14, 7, nu? 1. Și 17 în 71 merge cam de 3 ori. 3 ori. 3 ori 7, 2 ori 3 ori. 4. 4 ori 7, 28. 4 ori 7, 36, da? 4 ori 7, 28, 4 ori 4 și cu 2, 6, da? De rest, atenție, Davide, când ajungem la un cât mai mic decât împărțitorul, ne oprim. N-are rost să mai cercetăm. Deci când ajungem la un cât mai mic decât împărțitorul, ne oprim. Deci, atenție! 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 Când ajungem la un cât mai mic decât împărțitorul, ne oprim. Deci nu mai cercetez să iau pe 19, că sigur nu se va împărți la 19. Deci când ajungem la un cât, dă-mi la calorifer. Deci când ajungem la un cât mai mic decât împărțitorul, ne oprim. Adică 241 nu oprim. De acum tragem concluzia. Rezultă, după cercetarea făcută, 241 număr prim. 241 număr prim, sigur. Hai să recapitulăm cum tragem concluzia. Un număr este prim, adică nu are alți divizori. După ce facem o cercetare sumară, adică la 2, la 3, la 5, nu știu ce, urmează acum să ne întrebăm, oare nu ai tu numere prime ca divizor? Nu cumva la ai pe 7, că n-am criteriu. Nu cumva la ai pe 11. Nu cumva la ai pe 13, pe 17. Și întrebarea este, până când cercetezi împărțirile astea? Până când ajung la un împărțitor, la un cât mai mic decât împărțitorul. Deci cercetez până la momentul acela și pe care mă opresc. Nu cercetez până în
epuizez pe el, să zic, la mărime. Și până în clipa în care ajung la un pățitor, la un cât mai mic decât un pățitor. Asta este observația. Rămâne cât de aici ați urmat? Și 5. Și 5. Ne oprim. Urmează să vedeți că repede. Dacă și 247 este sau nu oprim. Cercetați-l voi acasă, da? Să vedem repede ce am discutat aici. Am spus așa. Numere prime, apoi divizori, divizori ai unui număr. Am vorbit despre multipli unui număr. Multipli unui număr. Ce-am mai vorbit acolo? Deci numere prime acum am discutat. Divizorii unui număr, numere multiplu unui număr. Cam astea au fost primele probleme, da? Ei, ne oprim aici. Ce să facem? La revedere! Nu uitați dacă le și share să vă abonați la Probul Online. La revedere! Pe tine te-am așteptat.